Ediția în limba engleză a apărut în 2009. Este o ediție diferită de cea românescă. O proporție, zice, cam de 30% este rescrisă pentru editura americană. E o ediție care a avut o recepție foarte bună. A fost recenzată, spre exemplu, Times Higher Education, în London Review of Books, într-o serie de reviste bune. În general, recenzii pozitive, sunt foarte încurajat. E o carte totuși tehnică, adică, sigur, am încercat să o scriu cumva și cu gândul că un cititor, să spunem, cu o pregătire obișnuită, cu un fond cultural obișnuit, să o poată oricum urmări, nu știu dacă înțelege. Totuși este o carte tehnică, adică mă refer la chestiuni, cum să spun, punctuale, speciale, cum ar fi primul tratat despre guvernarea lui Locke, critica lui, adresa lui Filmer, în fine, sunt chestiuni totuși de istoria gândirii politice, de istoria filozofiei politice, care nu sunt, aș spune, neapărat accesibile în orice regim al recepției.